În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dragi părinți, iubiți frați și scumpe surori, Hristos se naște. Iată vestea cea mult așteptată, bucuria pe care a primit pe cei care cu adevărat l-a așteptat pe Hristos. Și iată cei care vin la închinare să se închine pruncuțul lui Iisus și apoi spune că după ce s-au închinat, pe altă cale s-a întors înapoi. Însă îngerul îi se arată lui Iosif în vis și îi spune: Iosife, scoală-te, ia pe Maria și pruncul și fugi, pentru că Irod caută să-l omoare. De ce să omori un pruncuț? Ce rău a făcut acest pruncuț? Cu ce a greșit un copilaș că trebuia să fie omorât? Iată, iubiți credincioși, această taină, de atunci și până astăzi, cei care doresc să-L urmeze pe Hristos curat, să-L urmeze cinstit, cu credincioșie, sunt mereu urmăriți, chinuiți, bătuți, alungați. Pentru că asta este calea care duce spre cer, spre Dumnezeu. Astăzi avem soborul Maicii Domnului. Și deoarece am sărbătorit nașterea Mântuitorului pe acest pământ, vedeți că biserica noastră de frumos ne-a rânduit pe toate, ca astăzi să cinstim pe mama, pe Maica Domnului, Maica lui Iisus. Și ne simțim cel mai bine. Pentru că când vii aici, simțești cum te îmbrățișează. Brațele ei de mamă. Maica Domnului nu este numai mama Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus ne-a iubit mult. Și El știa că o să ne fie greu când El va pleca de pe acest pământ. Vom trece pe multe greutăți care vom aștepta ajutor. Și din cauza aceasta, i-a spus Maicii Domnului: iată fiul tău, iată fiii tăi, iată fiicele tale. Făcându-ne copii ai Maicii Domnului, al cerului. De aceea să știți că la fiecare rugăciune, de câte ori venim la Maica Domnului, de câte ori ne rugăm ei, știm acatistul ei, ea ne îmbrățișează. Sau când venim la această icoană minunată, icoană făcătoare de minuni, care mii și mii de oameni au fost mângâiați, vindecați și ajutați. Și nimeni care se roagă Maicii Domnului nu merge fără de ajutor. Chiar și atunci când vei primi sentința pentru ce ai făcut, judecata lui Dumnezeu, și Maica Domnului va sta și va miroci și atunci pentru tine, ca să te primească. Dacă te-ai rugat, te-ai ferbinte prin viață. De aceea și noi astăzi, iubiți credincioși, am venit cu toată inima noastră, cu durerea, cu suferințele noastre, să-i spunem Maicii Domnului tot ce avem pe suflet. Și să-i spunem că o iubim, că o cinstim ca pe Maica Domnului Iisus Hristos pentru partea ei de jertfă care a pus-o la mântuirea, la acest Mântuitor pe care a venit pe acest pământ prin trupul ei, în viața aceasta care Dumnezeu a binevoit prin Duhul Sfânt să se povoare Mântuitorul Hristos într-un chip umil și smerit.
Că dacă ar venit altfel, fraților, nu l-ar fi primit nimeni. Dar vedeți cum a venit în chipul cel mai umil, cel mai smerit și până în ziua de astăzi. Dumnezeu este totul, dragii mei, care ține cerul și pământul, care toate le face și doar printr-o suflare Dumnezeu poate să-i piardă pe toți. Oamenii se gândesc că sunt mari, că putem, că facem. Ce ar fi dacă Dumnezeu astăzi ar lua apa de pe pământ? Cum vă gândiți voi? Câte zile mai puteți trăi fără apă? Și El a făcut apele și apele îl ascultă și El poate să poruncească aceasta. Știți, în vremea lui Ilie, când s-a rugat ferbinte lui Dumnezeu, 3 ani și 6 luni n-a mai plouat, căci ploaia tot este a lui Dumnezeu. Și El o ține, fraților, și El o dă la vreme bună, la timpuri târzii și la timpul potrivit. Pentru că Dumnezeu vrea să mai trezească ceva în noi, din ceea ce ar trebui ca și noi să ne trezim duhovnicește, să pornim în căutarea Mântuitorului, să ne putem bucura de viața cea fericită și veșnică acolo sus la Dumnezeu. De aceea Dumnezeu și-a zis, fără de mine nu puteți face nimic. Cât nu s-ar stărui omul, chemați-l totdeauna pe Dumnezeu în ajutor. Câte planuri n-ai face, frate și soră, nimic nu-ți ajută dacă nu le binecuvintează Dumnezeu. De multe ori oamenii se zbat, se scol de dimineață, până noaptea târziu, muncesc și aleargă pe drumuri și apoi vin la biserică și spun, uite, Părinte, nu mai pot, m-am ostenit, am încercat și toate sunt în zădar. Parcă era și minte, era și putere, parcă era și cu ce, parcă aveam ceva și am rămas într-o zi fără nimic. Asta întrebare și această rugăminte mi-au pus-o foarte mulți oameni de când slujesc în Sfântul Altar. 33 de ani cu mila lui Dumnezeu, de grabă, și totdeauna această întrebare era pusă. Și răspunsul meu era, nu vă pierdeți nădejdea. Dumnezeu te va ajuta. Începe de aici. Cum să încep? Nu trebuie să încerci cum am să fac, unde mă duc, cât am să câștig, după ce voi câștiga cea, fac cealaltă și apoi cum? Știți că a fost odată o povestire cu doamna cea cu pălăria, cu ouă. Adică o coșarcă cu ouă și s-a gândit ea că mă duce la piață, vând ouăle, apoi vă cumpăra găini mai multe, voi mulți, și apoi vă cumpăra altceva, pe urmă voi cumpăra niște cai și voi avea toate bogățiile și după aceea îmi voi cumpăra și o caretă frumoasă. Asta ea se gândea mergând spre piață. Știți, este așa un obicei în unele locuri, că femeile duc niște coșărci mari pe cap. Și așa se bucura, gândindu-se cum va vinde ouăle, cum va cumpăra și cum... Și spunea apoi, după ce voi cumpăra acea caretă, voi încăma caii la ei, la acea caretă, eu voi lua o pălărie mare, frumoasă, și voi urca în caretă și voi merge și toată lumea se va închina mie așa. Și când s-a închinat, a căzut ouăle jos de pe cap și s-au stricat toate. Deci cam asta este afacerea fără Dumnezeu. Și cum să începem? Nu începe de la tine. Nu începe de la familia ta. Începe de acolo de unde poți să câștigi cel mai mult. În fiecare săptămână, asta era sfatul meu pentru toți oamenii la fel. Care știam că poate mai mult, le spuneam să facă mai mult. Care mai puțin, să facă mai puțin. Însă o dată în săptămână, caută o casă unde sunt mulți copii năcăjiți, poate orfani, poate cu părinții care nu prea pot toate să le deie. Știți că de multe ori noi judecăm, dar nu putem ști casa nimănui, numai Dumnezeu știe. Și cumpără 1 kg de orez, de zahăr, 1 șip de ulei, ce mai poți, o pâine, 2. Și de aici începe ca să te îmbogățești, ca să câștigi. Că așa spune cuvântul Dumnezeu, că fericiți sunt cei
care se îmbogățesc în Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu le-a dat de toate. Așa, frate și soră, să faci. Când tu începi cu Dumnezeu și prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu, când tu dăruiești lui Dumnezeu, voi astăzi ați venit la biserică să cereți, eu știu. Și fiecare are cererea lui. Dar totodată, voi v-ați adus lui Dumnezeu înaintea Sfântului Altar să vă dăruiți. Voi vă dăruiți sufletește, vă dăruiți lui Dumnezeu cu inima, cu rugăciunea voastră. Să-i cerem, eu nu am ce-i cere, că toate mi le-a dat în viață. Un singur lucru a mai rămas să-i cer. Iartă-ne, Doamne! Iartă-ne, Doamne! Că dacă Dumnezeu ne iartă, atunci le avem pe toate în viața noastră. Și avem de ce cere iertare, că de mici copii și până acum, noi mult am greșit. De asta o, cerem, o rugăm și pe Maica Domnului și îi cerem să mijlocească pentru noi înaintea tronului divin a Sfintei Treimi. Ea poate cea mai aproape să fie acolo de acel tron dumnezeiesc care a meritat, cum a spus Dumnezeu, și stă împărăteasa de-a dreapta în haina urită și îmbrăcată și prea înfrumusețată. Acolo stă împărăteasa de-a dreapta, că mulți spun într-un fel sau altul. Noi, credincioșii ortodoxi, din biserica noastră, bună și străbună, și în biserica noastră canonică, cu toată inima o slăvim și o cinstim și o lăudăm pe Maica lui Dumnezeu. Pentru că cândva au cerut unul să fie de-a dreapta și unul de-a stânga, adică o mamă se ruga. Și Dumnezeu spune că acela este locul pentru cine este pregătit. Și știți pentru cine a pregătit? Pentru Maica Domnului și pentru Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Și iată, iubiții mei, se scoală din acea iesluiță unde stătea Domnul Iisus, beata mamă, poate flămândă, înghețată, ia pruncul pe brațele ei, bătrânul Iosif, cu multă grijă, o urcă pe asin și fug. Fug în Egipt pentru că tiranul de Irod, nesăturatul de slavă, de mândrie, de stăpânire, vroia acum ca să omoare, că spunea că s-a născut un mare împărat care va mântui lumea. De ce? De păcate, dragii mei. Domnul Iisus n-a venit să iei împărăția lui Irod. Nu avea nevoie de acelea pământești. Pentru că erau toate ale lui, cerul și pământul și tot ce este pe el, erau ale lui Dumnezeu. El a venit doar pentru noi. El a venit să aducă binele pe pământ. El nu a venit să aducă moarte, ci viață. El a venit, spune, nu am venit să vă osândesc, ci am venit ca să vă iert. Deci asta este planul lui Dumnezeu divin, ca să îl împace pe omul acesta cu cerul, cu dumnezeirea, cu veșnicia. Și iată astăzi cât de frumos care voi ați venit, biserica plină, ca să vă rugați Maicii Domnului, să vă închinați pruncuțului Iisus și să vă bucurați de această sărbătoare a nașterii Domnului. Asta este bucuria, dragii mei, în biserică. Desigur, toată lumea colindă, toată lumea se bucură, dar sărbătoarea și nașterea aceasta minunată nu este o sărbătoare care să încărcăm mesele. Desigur, Dumnezeu ne-a dat de toate, slavă Lui, mulțumim Domnului pentru pâine, pentru apă, pentru tot ce ne-a dat, că greu va fi când nu va fi. Și veți trece acelea vremuri, să știți că voi prindeți această vreme de groază, de foamete și de secetă care va fi. Dar Dumnezeu nu o să vă lase, că El poartă de grijă fiecărui suflet. Dar Dumnezeu care îmbogățește pe om și care îl cheamă la altfel de viață, la altfel de prăznuire, pentru că toată lumea spune că s-a născut un Mântuitor. Suflete scump și drag, vreau să te întreb, s-a născut și pentru tine? Și pentru tine s-a născut un Mântuitor? Dacă încă n-ai simțit în viața ta, în sufletul tău,
că s-a născut Iisus Hristos, atunci degeaba sărbătorim nașterea Lui. El trebuie să se nască în fiecare viață. Tu mori față de păcat, față de lumea trecătoare, față de tot ce este aici pe acest pământ și trăiești pentru Domnul Iisus. Și atunci când tu, cum spune Domnul, căutați întâi pe Dumnezeu, căutați întâi împărăția Lui și toate celelalte se vor da vouă pe deasupra. Nu rămâne nimeni lipsit, dragii mei. Dacă îl cauți pe Dumnezeu și slujești pe Dumnezeu și faci ceva pentru Dumnezeu și te rogi Lui, nu lăsați cărțile ca să prindă praful pe ele. Citiți-le așa cum știu că aici la Voian asta m-a făcut și mi-a dat putere totdeauna. Pentru că când vedeam noaptea la ora 12, să știți că mulți nu sunt acum. Mamele voastre veneau la ora 12 noaptea, să știți, poate nu v-au spus, n-au dovedit să vă spună. Veneau aici și toată noaptea îmblau de 3 ori pe genunchi în jurul bisericii acesteia. De multe ori vedeam cum petricelele le intrau în genunchi, curgea câteodată sânge, ei nu simțeau, nu vedeau nimic. Și așa veneau apoi în biserică înăuntru și fiecare deschidea psaltirea și se rugau. Datorită acelor clipe de rugăciune, Dumnezeu astăzi vă ține pe voi aici în biserică. Vă ține la sânul Lui și Maica Domnului vă iubește pentru că Maica Domnului știe durerea mamelor voastre care se rugau și astăzi au plecat în cer, nu mai sunt lângă voi, dar veghează de acolo, se uită la voi și se bucură că lacrimile lor de atunci se împreunează cu lacrimile voastre de astăzi. Rugăciunile cele de atunci se împletesc cu rugăciunile voastre de astăzi. Și așa, dragii mei, suntem aceeași comuniune duhovnicească, cerul și pământul, și tot spune că s-au bucurat îngerii din cer, s-au bucurat păstorii pe pământ, au venit magii să aducă darul să închine, și toate se bucurau. Dar iată că unii gândeau cum să-L omoare. Și când a văzut Irod tiranul că a fost înșelat de acei magi, a zis, gata, a dat poruncă de la 2 ani în jos să fie omorâți toți pruncii care erau în Betleem și în prejurul lui, ca să-L omoare și pe Iisus Hristos. Țipet, răcnet, durere, plângea Rahila, plângeau mamele, 14.000 de prunci. Fraților, astăzi se petrece aceeași istorie în ortodoxia noastră, în biserica noastră. Tot cu acelea săbii ale fără de lege au început să lovească în biserica lui Hristos, pentru că a venit vremurile antichristice și ei se stăruie acum prin această prigoană și nu va fi numai în țara noastră. Pe întreg pământul ortodox, că ortodoxia a rămas să păstreze sfânt și drept ceea ce a primit de la Iisus Hristos. Și să știți că în toate țările se vor începe mari prigoane împotriva ortodoxiei. Une se vor vinde, desigur că și-au pregătit prelații noștri, irozii și pilații noștri s-au pregătit, fraților, și au pus oamenii lor peste tot. Și prin patriarhii, prin biserici, prin mănăstiri, s-au pus oameni care să-i asculte și să facă așa cum vă spune ei. Eu vă îndemn și vă rog să ascultați numai adevărul care este Hristos. Pentru că oamenii se vând repede, noi vedem cum s-au vândut, cum acum, cum fac totdeauna. Și iată de atunci, iubiții mei, cum au căutat să înșele, totdeauna cu minciuna, ca să ducă să piardă adevărul sfânt. Dar nu au putut. Luau sabia și luau copiii, țineau de picioare așa și îi spintecau în jumate. La care le băga sabia în inimă, la care le tăia căpușoarele. Ați fost la Ierusalim și ați văzut acolo acele sfinte moaște ale copiilor care s-au păstrat de 2000 de ani, la care ne-am închinat și le-am sărutat că au murit pentru Hristos. Au suferit pentru Hristos, pentru ca să fie omorât. Domnul Iisus, pruncuțul Iisus, a trebuit 14.000 de pruncușori să rămâie
până în ziua de astăzi a lor sfinte moaște să ne închinăm de acești tirani păgâni. Vă rog și să țineți minte, omule, poate ai pierdut multe în viață, poate ai pierdut case, averi, mașini, bogății, acestea sunt zero. Omule, caută să nu-L pierzi pe Dumnezeu, să nu pierzi numele tău de creștin adevărat ortodox, să nu pierzi acel nume care, cum ne-a spus mama, și cred că v-a spus și vouă de multe ori mama, dragul mamei, să rămâi om în viață. Pentru că a fi om e un lucru foarte mare și să rămâi om, să nu te faci fiară, nici dobitoc. Pentru că om totdeauna lucrează conștiința mustrării, totdeauna ne trezim. Însă atunci când moare omul acesta, se face ca fiară, ca dobitocul, este foarte greu. Vă mulțumesc pentru ziua de astăzi, că suntem iarăși împreună și am putut să ne bucurăm. Mulțumim aici Domnului că ne-a îmbrățișat la sânul ei de mamă, Maica Domnului, Maica Sfântă, tu cea care n-ai simțit durerea la naștere, dar ai avut durerea la Golgota, când l-a răstignit pe Fiul tău, pentru că Maica Domnului, așa a spus cuvântul despre ea, nu ce spun ereticii de astăzi, cel care a deschis această ușă, același și închis-o, a fost singurul pruncuț care a venit în lumea aceasta, prin acest templu, acest altar sfânt, care este Maica Domnului, care s-a pregătit prin rugăciune și au pregătit-o părinții Ioachim și Ana, ca să devină această biserică sfințită și putem spune Rai Cuvântător. Pentru că prin ea Dumnezeu ne duce iarăși la Rai, prin ceea ce a născut Maica Domnului. Și iată că se bucură toată suflarea pe pământ. Am venit și noi astăzi, netrebnici, păcătoși, slabi și neputincioși. Maica Domnului, am venit la ta sărbătoare. Am venit să ne închinăm și noi aici. Să-ți mulțumim pentru pruncuțul Iisus. Să-ți mulțumim pentru nopțele care trebuia să fugi. Nopțile dormite. Îți mulțumim, Maică Sfântă, pentru tainele care le-ai păstrat în inima ta. Tu știai ce pregătește și pentru ce se pregătește Domnul. Punea odată prin tradiție o povestire că s-au dus ca toți copiii să se joace. Și Maica Domnului a zis să-L caute pe Domnul Iisus, pe pruncuțul Iisus, că-L iubea mult. Și când a mers, a văzut gloata de copii care strigau acolo și erau și nu știa ce se întâmplă. Au găsit un lemn și l-au întins pe pruncuțul Iisus, pe acel copilaș Iisus. L-au întins și l-au legat cu frânghii ca cum l-ar răstigni. Și ea când a privit, acea priveliște dureroasă l-a cuprins în brațe și l-a luat acasă. Deci toate se pregăteau și ea știa în inima ei pentru ce l-a născut, pentru că e un Mântuitor care va izbăvi lumea de păcate și care va răscumpăra, fraților, ceea ce am greșit noi prin viață. Noi toți am greșit, toți avem păcate. Și Dumnezeu spune că eu nu țin seama din vreme din neștiință, ci astăzi poruncesc tuturor oamenilor să se pocăiască și să vină la adevăr, la acest Iisus care a venit și a spus că noi trebuia să murim, noi trebuia să fim răstigniți, însă El a venit, s-a coborât pe acest pământ și sus pe Golgota a întins mâinile și a spus: nu, eu mor pentru ei, eu plătesc pentru păcatul lor. Așa a fost plătit tot ce am făcut noi rău din copilărie și până în ziua de astăzi, câți ani n-ai avea, tot copilul lui Dumnezeu ești și tot dragostea Lui mereu vine spre tine, căci Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dumnezeu nu vrea ca noi să perim, nu vrea ca noi să ne pierdem. Noi poate vrem să ne alegem, că unii mai buni, unii mai răi. Dumnezeu pe toți ne iubește la fel. Poate mama mai părtinește câteodată, că știți că de multe ori au fost cuvinte spuse: mamă,
Tu iubești mai mult pe celălalt copil decât pe mine, pe fratele sau pe sora mea. Și asta parcă n-ar fi fost adevăr. Noi n-am fost mame și nu știm, vă știți mai bine. Eu doar atâta știu că mama pe mine mă iubea mai mult ca pe toți, că eram cel mai mic. Deci nu că inima ei n-ar iubi la fel pe toți copiii. Cea cel mai mic este mai fără putere, trebuie mai multă atenție. Dacă unul are 18 ani, dar cel are 2 anișori sau 1 anișor, desigur că mama îl strânge mai tare la pep. Dar inima ei iubește la fel ca ei suntem copii. Asta este dragostea sfântă a lui Dumnezeu. Și să nu pierdeți nădejde, iubiții mei. Poate că rele am făcut multe prin viață. Mult am greșit înaintea lui Dumnezeu, că ne rușine de multe ori să ridicăm ochii chiar spre cer sau spre sfintele icoane. De greul sufletesc pe care îl avem. Că am făcut mult rău și poate facem și astăzi. Hai să ne întoarcem la acest pruncuț. Să venim aici să îngenunchem, să-L rugăm să ne ierte. Că El ne iartă pe toți. Cât mai este vremea aceasta, frații mei. Că vedeți, v-am spus de multe ori, dacă mai țineți minte, acum, cât se mai poate, umblați la biserică, umblați la Sfintele Liturghii, spovediți-vă, împărtășiți-vă. Prigoane mari vin asupra Pământului. Dar nu vă temeți de nimic. Domnul Iisus ne-a dat o făgăduință. Eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Amin. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și să știți că așa a spus Îngerul Păstorilor. Nu vă temeți, vi s-a născut un Mântuitor. Mergeți în cetatea Betleemului și vă închinați Lui. Așa au spus Îngerul femeilor mironosițe după ce a înviat Domnul Iisus din morți. La mormânt a spus, nu vă temeți. Că a înviat Iisus, nu este aici. Iată numai locul unde a fost pus. Ei plăteau bani la strajă. Spuneți că l-a furat noaptea, spuneți că voi ați adormit. Cum putea să adormă când a mers și i-a spus lui Pilat și lorlalți, la caiefele acelea și la irozii cei care au judecat și care au făcut atâtea rău rele în viața lor. Deci, acei oameni, Pilat, Caiafa, Ana, mai mari, arhirei care erau, au judecat la moarte. Asta o facem și noi astăzi, după mii de ani. Nu vrem să lăsăm ca Dumnezeu să trăiască, vrem să-L omorâm în biserică, în poporul nostru, în țara noastră. Iubiți creștini, doar atât. Vreau să vă felicit cu Sfânta Sărbătoare de astăzi, cu nașterea Mântuitorului Hristos pe acest pământ ca Mântuitor și Domn al nostru a tuturor. Astăzi se pregătește pământul pentru a primi pe alt Mesia. Nu voi numi țara unde s-au adunat sute, la 500 de oameni, și pentru că se fac multe gălăgii și războaie și tare greu pe pământ astăzi, ar trebui un lider găsit care să conducă tot pământul, să facă un ban și o religie. Însă atâta vreme cât avem credința ortodoxă puternică, mărturisitoare, nu au putere și trebuie ca să ne gătească de zile. Cu îndurerare vreau să vă spun că zilele acestea mitropolitul nostru Meletie, prin ordinul lui Irod și a lui Pilat și a lui Caiafa, a fost lipsit de cetățenie ucraineană și trebuie dus din țara noastră. Și cu mai mulți arhirei, avem la număr acum poate la vreo 30, care nici o vină nu au oamenii aceștia. Mitropolitul Meletie a fost cu toată inima pentru Dumnezeu, pentru biserică, și a iubit ținuturile noastre ale Bucovinei și Ucraina, a învățat limba română, fraților, cu greu pentru un om care nu cunoaște limba, a învățat limba română, că știe că în ținutul Bucovinei sunt mulți români și frumos când cinstește limba acestor credincioși
și le poate vorbi în limba maternă, în limba mamei noastre. Că cineva astăzi vrea să ne oprească, să nu mai învățăm la școală limba noastră, să nu mai vorbim nicăieri, vrea să ne pune pumnul în gură, în gât, fraților. Dar n-au nimeni dreptul. Pentru că mama, când țin minte, m-a strâns la peptul ei, mi-a zis, dragul mamei, cuiul mamei, îngerașul mamei, aceste cuvinte nu le poate lua nimeni din mintea mea, din sufletul meu. De aceea n-are dreptul nimeni ca să oprească ceea ce e un dar dumnezeiesc. Dumnezeu a dat popoarele să-și vorbească limba. Și uite, această nebunie pe care o face frate, aduce la războaie, la vărsare de sânge. Lăsați poporul să trăiască liber. Acum vrea să ne impună o credință, după cum ați văzut ieri. Ne-au luat două biserici din Lavra, de la Pecerska, și așa au spus Sfinții Părinți că va fi. Dar, desigur, lor nu le trebuiește, bisericile lor stau goale, dragii mei. Nu umblă poporul acolo, pentru că niciun om nu merge la o fântână seacă. Omul merge la izvorul duhovnicesc, unde se poate adăpa din cuvântul Dumnezeu, din harul lui, din binecuvântarea lui. Omul simțește. Voi care sunteți azi aici, dacă v-aș fi spus eu aseară, să mă duc acasă, spun, mâine vii la mine la biserică, ai auzit sau nu? Tu nu veneai. Dar dacă harul iubitor s-a atins de inima ta, de sufletul tău, tu ai venit. Acolo au strâns ieri lumea cu deasta din toată Ucraina. Degeaba îi duce, le face pelerinaj la Kiev, gratuit, cine vrea să ducă. Noi ne-am adunat aici să venim 15 km la Maica Domnului cu icoanele pe jos și am fost judecat, am fost dat pe mâna legii. Și am stat pe scaunul închisorii de judecată la Nousulița și m-au judecat că am venit la Maica Domnului. Pe cei strânge cu deasă și duce acolo și nu-i amendează nimeni, nu-i judică nimeni. Ați văzut diavolii din iad ce fac? S-a răsculat tot iadul fraților împotriva ortodoxiei. Dar, pentru că a venit vremea acum, și nu vă înspăimântați de nimic, că toate acestea trebuie să fie. Trebuie să toate să fie. Noi să rămânem tari în credință. Păi dacă veți avea ocazia să vă uitați puțin la cei oameni, cum stăteau ei în biserici, cine erau? Decât jurnaliști, camere, oameni care au spus că noi n-am fost niciodată la biserică, azi prima dată am intrat, cu mâinile în buzunare stăteau așa. Deci, vieții oameni, asta este a lor. Principalul să arătăm că este lume. Așa au dus și ceilalți care au fost, care au făcut Tomosul cu blestematul de Bartolomeu, care bea sânge creștinesc, că se neacă de acum numai în cape, în gâtul lui spurcat. Atâta rău a făcut acest om, dacă el este ortodox și este patriar. Cum te uiți, omule, și dai creștinii la moarte? Tu ești ortodox și ăștia toți sunt ortodoxi. Cum dai așa ceva? Cum te poți uita de acolo și te poți bucura și ieri spune blestematul de Bartolomeu? Gata, s-a terminat cu biserica ucraineană. Rămâne numai biserica noastră acum să florească. Nu, uite biserica lui Hristos, asta este. Pe care nici forțele adunau vor sfărâma. Biserica în care vă aflați voi, fraților, nu este nici a unei țări, nici a nimănuia, nici a oamenilor. Biserica asta este a lui Hristos. El a spus ce voi face, voi zidi biserica mea, pe care nici forțele iadul nu o vor sfărâma, nu o vor birui. Chiar dacă ne-ar lua ziduri, ne-ar lua clădiri, ne-ar lua case, pe pământ gol, în pădure, a fost timpuri comuniste, ateiste, au vrut să-l spânzure pe ultimul popă, Crușov așa a spus că în Cremlin va fi spânzurat ultimul popă, va arăta la tot pământul că s-a terminat cu ei. De mult stau în iad și rod viermii și focul nestins și întunericul mai din afară. Iar biserica lui Hristos se prostăvește. Însă după anii 88, când prima dată sărbătorit la Cernăuți, 1000 de ani, deoarece aș vrea să spun că s-a sărbătorit. Eu mai degrabă o numesc acea 1000 de ani o renovare, o reînnoire, o reînviere. Pentru că de la Sfântul Apostol Andrei, fraților, noi, El ne-a încreștinat. Hristos a trimis pe apostoli pe tot pământul. Și Sfântul Apostol Andrei a trecut pe toate meleagurile noastre frumoase până a ajuns chiar și la Kiev. Și toată România noastră așa a fost binecuvântată
de Dumnezeu prin acest apostol care a venit să mărturisească cuvântul adevărului. Noi în Biserica lui Hristos rămânem. Eu aș vrea să vă îngenunchez pe toți înaintea mea. Eu vreau asta, fraților, să vă îngenunchez la mine, să fiu stăpânul vostru. Nu-ți merge, păgânule. Nu-ți merge, păgânule, așa ceva. Nu vei îngenunchea poporul lui Hristos niciodată în fața lui Baal. Și să nu vă îngenuncheze nimeni, fraților. Noi am venit să vă slujim, nu să vă îngenunchem. Noi am venit să mergem împreună la Hristos, nu să vă alungăm de la El. Și să nu vă dați. Anticristul nu are mulți ani de pe acest pământ. Dar cine se va închina lui, va primi pecetea lui. Să știți că banii vor dispărea. Vor face banul lor. Știu că spun acum ce fel de bani vor face. Va fi un singur ban petrec pământul. De aceea a spus Sfinții Părinți să aveți o bucățică de pământ, să vă strângeți mai mult, să vă ajutați. Eu n-am să vă las, spune Domnul. Spun Sfinții Părinți, cu o mână de pământ vei lua, vei binecuvânta o numele Sfintei Trăim și vei mânca acel pământ și vei fi sătur. Dumnezeu nu lasă pe copiilor. Numai nu vă temeți, nu vă înspăimântați de nimic. Că toate acestea trebuie să vină. Și acum, dacă nu va fi această lepădare de credință, acest război care se va începe, vedeți, peste tot cu a început oleacă, acolo un pic, acolo, dincolo, ca să vină acest împărat al lor. Antichristul. Și va fi încoronat în biserica de la Ierusalim. Și acolo patriarhul va vedea că în loc de un iari și va striga, acesta este Antichristul, și îi va tăia capul pe loc patriarhului. Veți ști multe lucruri, multe semne. Azi e semnul cel mai mare. Nu vă lepădați de credința adevărată. Rămâneți în biserica lui Hristos, vă rog, din suflet. Pe noi ne vor chinui. Eu aștept zilele următoare. Vrea să-mi facă cea mai mare durere ca să-mi iei copiii, pentru că nu-mi poate lega mâinile să mă închidă. Dragii mei, copiii sunt a Ucrainei. Eu în țara asta am crescut 30 de ani, din anul 92, când aici la Boiana m-a dus primii copii. I-am crescut cu dragoste. Însă ăștia oameni de astăzi nu au nimic. N-au nimic sfânt. N-au suflet. N-au credință. Dar înainte de a spune, de a-mi lua copii, întrebați-i pe copii, ei vreau să meargă cu voi sau nu? Le rupeți mâinile, picioarele, îi frângeți, îi luați așa, îi încărcați în mașini și duceți. Dar stați că sunt 180 de copii care stau la paturi, fără picioare, fără mâini, fără ochi. Unde-i duceți? Nu vedeți că țara este mare greutate? Noi trebuie să ne apărăm astăzi țara noastră, poporul nostru, să ne ajutăm unii pe alții. Nu are nimeni nevoie de noi. În 14-3 ani am ținut refugiați în mănăstire, zi și noapte, mâncare, haine, tot ce am putut. N-a venit nimeni să ne întrebe, dar ce faceți? De unde? Acum, frate, o mănăstire a Bănceni a primit peste 15.000, ceea ce a fost înregistrat de refugiați care au trecut pe mănăstirea noastră și astăzi încă sute și sute îi avem. Nu ne întreabă nimeni. N-aveți nevoie de nimic? Au venit și au dat, aici chinuiesc copiii. Îi pune să muncească la fermă. Nu îi punem, nici noi nu avem ce munce astăzi, fraților. Nu chinuim copiii, pentru că copiii aceștia, am spus ieri la predică, mi-am deschis sufletul durerii, pentru că nu de multe ori am vrut să vorbesc despre mine. Dar să știți că multe vor spune și multe vor găsi acum fapte urâte și rele, dar cu minciuni, fraților, că așa au, totdeauna prin minciună ei au făcut. Și ne vor învinui cu ceva. Eu v-am spus și vă mărturisesc. Eu i-am luat acești copii ca să îmi vindec ranele mele. Ați fost și voi copii. Țineți-vă aminte din copilăria voastră? De multe ori poate ați fost flămânți, înzetați, dezbrăcați. De multe ori mama mă lua în brațe, bolnavă, și spunea, dragul mamei, eu nu te pot îmbrăca pentru școală. Du-te și paște o vacă la cineva ca să te poți îmbrăca.
La 7 ani am fost dat argat să cresc copii mici. Aveam o fetiță care o creșteam de 8-9 luni, părinții dormeau în camara lor, eu aveam doar numai 7 ani și ferească Dumnezeu să fi plâns acea fetiță noaptea ce bătaie luam. Și așa o legănam pe picioare toată noaptea, când îi încălzeam laptele, o luam sub mâna mea, dar eu singur eram copil. Prin durerea asta și apoi când am rămas singur în lumea asta, am spus, Doamne, tot mi-ai luat. Mâncare n-am, lemne de foc n-am, n-am nimic, Doamne, nici haine. Ce fac mai departe? Acum mi-ai luat-o și pe mama. Am rămas singur. Asta, să știți, frate, a fost ceea ce am luat copiii orfani. Odată m-au învinuit și am primit niște scrisori cu ceva greu, mi-e rușine să spun în biserică. Eu mărturisesc înaintea lui Dumnezeu împotriva copiilor mei, nu că aș fi avut ceva, o poftă sau o patimă rea, nici gânduri n-am avut, fraților, credeți-mă. Eu în copiii aceștia am văzut numai durere, suferință și milă de mamă am vrut să le dau și de tată. Am vrut să le dau ce n-am avut eu. Să știți adevărul. L-au luat pe un copil, l-au chinuit slujbele, îi dă cvartiră, îi dă mașină, îi dă totul ce vrea el, mai să spună așa că ei îl fac om mare. Slavă Domnului că n-am putut spune că a mai rămas ceva în copiii aceștia. Le-au pregătit, știți, de un film care a fost făcut, l-a arătat odată și a batjocorit toată Ucraina, pentru că toți știau adevărul ce care spuneau ei. L-au omorât. La 24 de ani m-au sunat din morgă, veniți vă luați copilul acasă, că e mor și nu are cine îl îngropa. Dragul tate, așa am spus. Tot al meu a rămas. Și nu a putut, dar asta vreau să o facă ei pe nedrept. Ce vină poartă Mitropolitul Onufrie? Când tot pământul a recunoscut și a rugat cu el și liturghii, în care țară n-am fi mers? Astăzi tot stac din gură. Nu ne știe nimeni când ăștia ne bat, ne fugăresc, ne iau biserici. Fraților, dacă tu vrei altfel să crezi în Dumnezeu, fă-ți biserica ta. Și crede cum vrei, dar nu te oprește nimeni. De ce vrei să tai ușile la biserica noastră? De ce vrei să faci rău în poporul nostru? Noi și așa de mult avem greutăți și necazuri. Lăsați-ne să ne rugăm și să ne trăim o zi cum o vrea Dumnezeu. Iertați-mă, poate că vă întristez, dar vreau și să vă pregătesc. Și să nu vă temeți de nimic. Aici ne poate omorî trupul. Aici ne pot chinui acești chinuitori fără de Dumnezeu, tirani. Că așa știu să o facă, altceva nu știu. Ei nu știu de milă, nu știu de iubire, nu știu de iertare. Însă, eu nu mă tem că îl văd în fața mea cum stă. Ei mă scriu. Toate predicile mele sunt date acum la universitate să fie traduse și trec expertiza acum ca să-mi pregătească mai departe calvarul pe care trebuie să-l am. Dar nu mă tem de nimic. De un singur lucru mă tem. Și vă rog să vă rugați toți pentru mine. Să nu mă lepăd de Dumnezeu, de credință, să rămân lui credincios până la urmă. Iar vouă, iubiții mei credincioși, care tare bine mi-a fost cu voi toți anii aceștia, voi ați fost totul pentru mine. Tot ce am făcut eu, eu n-am avut cu ce face. Cu banul vostru, cu pânița voastră, cu durerea voastră, cu suferințele voastre, eu am făcut ceea ce am făcut. De aceea al meu nu este nimic, nici în copii orfani, nici în mănăstiri, nici în biserici, nimic. Decât tot ceea ce este dragostea voastră pe care mi-ați dat-o, să o duc la Dumnezeu. Vă spun, iertați-mă, poate ceva am greșit. Poate n-am dat-o de una acolo, poate am mâncat și eu dintre aceia. Am cheltuit și eu poate un ban al vostru, iertați-mă pentru asta. Dar m-am stăruit-o de una să-i duc lui Dumnezeu ceea ce mi-ați dat. Ceea ce ați pus în mâna mea, am vrut să pun în slujba Lui. Nimic nu avem de luat pe acest pământ când plecăm. Goi am venit și goi ne întoarcem. Dar, Doamne, dacă vrei să ne iei totine, Doamne, totul, dar credința lasă-ne în Tine. Credința în Dumnezeu, în veșnicie, în iertare, în ceea ce a spus Dumnezeu, mă duc la cerul să vă pregătesc un loc unde eu am să fiu și voi veți fi. Vă mulțumesc pentru iubirea atâtor ani. Iată că avem
La 30 de ani de când suntem împreună, mai bine, vă 31 de ani. De când suntem împreună, ne-am bucurat mereu de acest sat minunat, de acești credincioși și de această mănăstire. Vreau să vă rog astăzi, eu nu știu cât voi mai putea vorbi, cât voi putea să fiu cu voi, vreau să vă rog un lucru. Iubiți cum n-ați iubit niciodată. Rugați-vă cum nu v-ați rugat niciodată. Iertați cum n-ați iertat niciodată. Plângeți. Plângeți spre cer prin rugăciune cum n-ați plâns niciodată. Nu veți rămâne fără de răspuns. Iar pentru Biserica lui Hristos, rugați-vă fierbinte pentru cei care suferă. Oameni sfinți erau rămas, i-au dat afară din țara noastră, mitropoliți și arhirei. Pe mitropolitul de la Sfetozagorsk, de la Lavra de Zagorsk, care atât a refugiat, atâta bine a făcut și atât a ajutat lumea întreagă și ieri au fost toți pedepsiți. Dar slavă ție, Doamne, că ne faci parte din patimile tale și nouă. Și spune Domnul că dacă pe mine m-au iubit ce voi vă vor iubi, dacă pe mine m-au urât și pe voi vă vor urâ, dacă pe mine m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni. Domnul să vă dea putere multă și ajutor. Iar vouă, surorilor, vreau să vă spun că sunteți cele mai fericite. Dar nu știți de ce. Maica Domnului a primit un copil din cer. Era omul și Dumnezeu. Maica Domnului a primit un copil care a venit din veșnicie, de acolo și s-a întors înapoi în veșnicie. Așa v-a pus Dumnezeu și vouă, care v-ați făgăduit să fiți slujitoare Domnului în Sfânta Mănăstire. Dumnezeu v-a pus copii cerești în brațele voastre. Să știți că n-ați crescut copii, ci ați crescut îngeri. Vă mulțumesc că v-ați dăruit întru totul, pentru că eu singur n-aș putut face nimic. Dacă veniți să vedeți cum dorm, mă duceam de multe ori dimineața, când ne-au toți obosiți, copii frumos, călduți, dormeam, dar maica jos pe podea, pe o haină acolo, cu ceva sub cap, dormea pe podea jos, lângă copiii ei, care avea 5, care 7, care și mai mult, de multe ori nu mai dovedeam, dar așa a fost frumoasă viața noastră. Ne-am dăruit lui Dumnezeu și nu ne pare rău. Chiar astăzi, dacă aș muri, nu pentru că am cu ce, ci pentru că Dumnezeu mi-a dăruit acești ani plini de bucurie, de mângâiere și de cer. De aceea eu vă mulțumesc, surorilor, pentru jertfa mare, tare greu le-a fost. Una când vii în mănăstire să te rogi, Doamne Iisuse, dar alta să speli, să faci mâncare, să pornești la școală și să aștepți. Roluri, dacă joci, ele nu se primesc, fraților. Aici, până nu te dăruiești, nu faci nimic. Deci, surorile s-au dăruit cu totul. Ferească Dumnezeu să-i fi luat un copil dintr-o grupă în alta. Era război în mănăstire. Cum puteți să-mi luați copilul? Dacă poate era mai mare sau mai mic, trebuia să-i mai facem după grupări. Nu se poate. Mă duc acasă, nu mai vreau. Dacă nu mă lăsați așa. De multe ori vedeam că se chinuiau săracele, dacă copii ați văzut fără picioare, fără mâini. Să-l luați în brațe pe acel un copil, să-l duceți voi așa, să vedeți ce poartă ele. De aceea, nu pentru că vreau să vă laud, ci pentru că vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că atât de frumos ne-a dăruit slujba pe acest pământ. Iar vouă, creștinilor ortodoși, din toată lumea, să rămâneți în Biserica Canonică, să nu vă înșele nimeni, pentru că vedem că s-au vândut și patriarhi, și arhirei, și sinoade, toate au vrut să le facă după voia lor. Noi ținem la cele sinoade care la primul sinod în 325, știți cum au venit acei părinți sfinți? Care fără picioare, care fără mâini, care fără ochi, erau din chinurile grele, au fost mari prigoane asupra creștinismului. Așa au venit și ne-au lăsat această lege dumnezeiască, aceste canoane și pravila bisericii noastre, care nu are dreptul nimeni să o strice, cum au căutat ei în anul 16 pe ascuns și tea pe deasupra printre rânduri, dar nu ne spunea, uite, asta vrem să o facem. Fraților, țineți la ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu sfânt și drag. Că aici vreau să ferme tot ce-i sfânt. Și familia să nu mai fie familie. Știu că sunt patii. Știu că sunt
tot ce este rău pe pământ astăzi. Eu nu judec, Dumnezeu să-i întoarcă pe toți. Eu iubesc când văd un tată, un mamă, cu un copil în brațe, când îi cuprind. Asta este familia pe care a făcut-o Dumnezeu. Ei vreau să facă o familie distrusă, care să distrugă planul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu. Moșneac cu moșneac și babă cu babă. Nu le rușine la obraz. Noi, un popor credincios, ortodox. Noi, un popor care civilizat, care acum am ajuns în secolul 21-lea. La asta am ajuns să ne întoarcem, la acest păgânism, să vă ferească Dumnezeu, iubiții mei, și păstrați această credință. Tot ce ne-a dat Dumnezeu sfânt și drag și poruncile Lui, în brațele Lui, vă încredințez pe toți. Vă iubesc și una vă spun, să nu uitați, să nu vă temeți de nimic, să nu vă temeți de acei care vor dori să vă omoare trupurile voastre. Noi suntem legați de pământ, de asta avem slăbăciunea asta. Dar când vine timpul să știi că te îmbracă Hristos în altă haină, când vine timpul de mucenicie, Hristos în altă haină te îmbracă. Mi-aduc aminte de fratele Traian Dors, care spunea, începeau să bată în mine, la început mai simțeam ceva, dar pe urmă simțeam că nu mai foc iese din trup, nu mai simțeam durerile și loviturile deloc, pentru că trupul acesta era îmbrăcat cu Harul lui Dumnezeu. Au pus în închisori părintele Iustin Pârvu. Stăteam și-mi povestea de ani grei de închisoare. Ce suferință grea a fost! Și când a murit, înainte de a muri, m-a sunat și a zis, Mihai, Mihai Longhin, Mihai, ține minte, credința ortodoxă curată! Da, Părinte Iustin, tu în veșnicie și noi aici pe pământ îți răspundem astăzi cu rugăciunile tale, Părinte, și toți părinții și toți cei care s-au dus și au rămas statornici pentru Hristos și pentru veșnicie, rugați-vă pentru noi să nu terminăm viața pe pământ ca iuzi spurcate, ca păgânci, ca dezertiri, ci să rămânem în slujba lui Hristos, înrolați până la ultima clipă din viața noastră. Amin. Hristos se naște! Amin. Trăiți, frate, ca la mânsare.